Haideți să vă explic ceva. PNL-ul a fost cândva... Nu, a fost cândva. Nu, sunt un om corect. A fost chiar un partid, PNL-ul. A fost un partid. În care erau niște neni, cu niște școli, cu niște background-uri, cu niște istorii, cu niște creiere, whatever. Cu niște bani făcuți? Whatever. Nu mai există acel PNL. De ce? Pentru că, așa cum se încearcă și cu PSD-ul, PNL-ul a fost scindat. În nenumărate rânduri. De aceeași garnizoană care încearcă și a încercat ani de zile, acum s-a schimbat, nu mai e, a plecat acum 8 ani, aceeași garnizoană care a încercat să distrugă și PSD-ul. PSD-ul este huge, e foarte greu de distrus, pentru că este un partid foarte, foarte mare, extrem de bine organizat și reprezentat la nivel național, foarte simpatizat pe bună dreptate, după cum observați, PSD-ul este singurul care rezolvă vreodată. V-ați văzut vreodată în mandatul PNL, de PM PNL, ieșind în stradă, nu știu, agricultorii, transportatorii, profesorii? Păi nu. Am mai stabilit. Ajungem la vorba lui Ponta. A cine emisiunea a spus-o? Deci, nu sunt mișcări de protest până când pleacă Ciucă, vine Ciolacu și se umple țara de mișcări de protest. Am încheiat, adică, ca să înțelegeți mascaradele. De ce n-au ieșit ăștia să vă reprezinte acum un an? Păi era bine acum un an? Așa de mare și erau accizele mai mici. Băi, ne terminați-vă o dată. Deci acum un an, deci acum 2 ani. Profi, toți, medicii, absolut toată lumea. Cine a mărit salariile medicilor? PSD-ul. Cu cine votează medici? Cu PNL-ul. Ați înțeles nivelul de atrofiere a circumpolului? Și cu USR-ul. Ok. Pentru că e nobil, bă. Profesii liberale, sunt de dreapta. Nu mai e, bă, nobil, stă ăștia, uite, ăștia spedeliști care sunt în stradă acum. Ăștia cu galben și să confundă cu haur. De-aia sunt îmbrăcați amândoi în galben. Da, așa. Dar tu ai o explicație de ce aurul și cu USR-ul au ajuns umăr la umăr în povestea asta? Păi, dar care e explicație? Eu să am explicație? Păi te întreb, da? Da, păi, dar am spus-o din ziua 1. Așa. Creatorii, mami și tati. Da. Da? Care s-au împreunat. Pe vremea când familia ta era formată dintr-un bărbat și o femeie. Da, mami și tati care s-au împreunat. Bine, la USR se poate și tati cu tati. Așa. Deci mami cu tati care s-au împreunat și au, din dragoste, așa, au născut copii, da, USR, s-au mai împreunat și au făcut aur. Am spus asta de 100 de ori. Păi așa, dar frații păreau certați între ei, ăștia mici. Păi normal, cum crește altfel? Nu te bați ca să crești? Așa. Păi ca să crești. Și acum au ajuns la vârsta maturității, la înțelepciunii și se împacă? Păi nu. Acum au ajuns la vârsta maturității, adică au făcut 3 ani. Cât a făcut aurul? 3 ani, 4 ani, 5 ani și merg la... A, nu, stai un pic, acum la grădiniță împreună. Se duc pe împreună. Păi i-au ajuns pe ea din spate și merg împreună la grădini, la școală. Îi duc în aceeași mașină, mami cu tati. Îi lasă pe unii la grădiniță și pe ceilalți la școală. Pe unii la liceu. Da, așa. Își duc toți copiii în aceeași mașină. Păi cum? Sunt aceiași tati cu mami. Păi așa. Am spus de 100 de ori, au aceiași părinți, USR-ul cu aur, punct. Se dovedește, clar, nu? Păi și mâine, păi bine, ce să mă aștept să vă păi aia din Sibiu, cum o chema, mă, că am pus-o astăzi, că eu nu mai fac față la tati. Da. Aia din Sibiu, care era, nu știu ce, șefa USR pe acolo. Șefa USR, Sibiu, e vicepreședinte la aur. Bă, ne-a rugat pe toți ăștia care n-avem job. Da, da. Să ne luăm mașinile în mijlocul zilei și să mergem să claxonăm pe străzi în Sibiu. Ce ai, fată? Ce se întâmplă? De ce să mergem în Sibiu să claxonăm? Cine? Noi, populația. Militantisme din astea. E, și aia, după aia când am căutat-o mai bine, cine e? Și mare șefă aur. Vicepreședinte la aur. Ce ai făcut, bă, Simeone? Bine, să stai un pic, că trebuie ce planetă e, că cred că li se dau servite non-stop. Raluca Mariei se numește doamna. Ne-a chemat astăzi să ne luăm mașinile să claxonăm. Să mergem la Sibiu și să de la București. Pe stradă, să ieșim pe stradă. La București putem să claxonăm? Da, păi cum la seară a fost Dita mai pancarta pusă, printată noaptea ca hoții, da? Probabil de tipografia lui Simeon, că n-are cine ce Simeon are tipografie? Nu. Dar unde printează toate alea? Le printez eu? Deci, era o mare pancartă că bucureștinii sunt alături de protestatori. Care bucureștini? Nu era nici dracu, nici aseară. Dar erai tu alături de protest. Dar nu era nimeni. Azi bucureștenii, azi uite, noapte, seara asta, eu am aterizat azi noapte. Stai că îți dau imagini. Stai că spun eu, lasă-mă în pace să spun. Care, unde, aseară, păi, unde erau? Eu țin cu aia care au eu eram în avion și mă uitam pe net. Unde scria? Dar de când ai tu net în avion? Păi ești la bogați. Da, la bogați ai. Deci, da, eram în avion și citeam. DN-ul blocat, drumurile, intrările în București blocate de protestatari. Am venit, am intrat, nu era nicio mașină nicăieri, am mers peste tot, nu era nicio mașină nicăieri, am căutat pancarta. Intrările, ai intrat după la afumați? Păi doar acolo e baza. Păi de ce e baza acolo? De ce e baza acolo? Păi acolo li s-a permis să stea, probabil.
Păi și cine le permite lor? Ce, a fumați? E stat fără câini, așa? Nu e stat fără câini, dar sunt autorități locale care permit. Cum sunt și alte autorități locale în țară care permit să se stea. Pot să-ți spun că autoritățile locale de la a fumați sunt PSD? Da. Că asta pare a fi un protest împotriva PSD-ului. Pentru că nu mai lăsa să termin. Așadar, așa. Începusem cu PNL-ul, da? Da, da. Deci în PNL există un USR, am mai spus-o de 100 de ori, în PSD există un USR. Domnul da. Ciolacu știe asta, sper că este de acord cu mine, dacă nu este de acord, nu contează, este opinia mea, am dreptul la ea. Dar face ceva împotriva USR-ului ăla din PSD, domnul Ciolacu? Cine? Domnul Ciolacu? Nu știu. Da. Îi urez succes pare cu această cale. În PSD există un USR. În fiecare partid din România există un USR, adică în cele două, pentru că în rest există un mare USR. Da, deci nu mai contează. Deci în PNL există un USR care a reușit să distrugă PNL-ul definitiv, încă erau mai mici, mai nobili, ăștia nobili știi să ne îmblăcoșele și slăpânți. Și de-aia la ei a avut efect mult mai, ei fiind fătălăi, la ei a avut efect imediat. La PSD e mai groasă, că ăștia sunt mai și mai pânțară, mai... e mai greu. Dar și pe ăștia i-a luat și i-a organizat așa în acest grup, că ce înseamnă, ca să înțelegeți ce înseamnă USR-ul dintr-un partid mare, cum a fost PNL-ul și cum încă este PSD-ul. Un USR în mijlocul unui partid mare înseamnă păia pe care poți să iei să-i aduni. Cum să adună ăștia? Unu, ei toți sunt șantajabili, ăia pe care îi aduni. Ai înțeles? Îți povestește garnizona care te adună. Bă, că ai nu știu ce dosar, bă, că te știu cu fapta nu știu care, bă, că te știu cu nu știu ce slăbiciune, bă, că te știu cu nu știu ce gagică, bă, că nu știu cum. Și te adună. Câți? 5-6. Ei, dacă sunt și șef de organizații sau șef de ceva de județ, de nu știu ce, e un cutremuraș în momentul în care adun 5-6 într-un partid care, atenție, au o funcție care, mă rog, e cât de cât mare, da? Repet, baronel, ceva. E, în momentul în care tu reușești prin vreo garnizoană care a ieșit la pensie sau, mă rog, pensionari, bă, că până la urmă și ei sunt pensionari, știi ce zic? Adică au și, n-au un timp, că de-aia nu mai au atâta forță, că la pensie mai și tricotezi, mai așa, și după aia te ocupi și de politică, nu faci numai politică, cum făceai înainte. Acum mai faci și altceva, da? E, îi adună pe ăștia și în momentul în care se creează o situație, le spune, băi, n-avem ce să facem, aveți, știți voi, aia, reacție. Și reacționează. Asta înseamnă să ai un USR în PDL și în PSD. Vrei să-ți dau imaginile zilei de astăzi? Trebuie să le vedem împreună. Da. S-a întâmplat la Vama Siret, aia cu Ucraina, unde oamenii s-au apucat de gătit în timpul protestului, au tăiat un miel și au început să pregătească masa, susținând, pe bună dreptate, cred că-s nemâncați de azi dimineață. Hai să vedem, nu știu, este tot atât de românesc încât trebuie remarcat. Eu sunt bucătar cu oamenii mei de poate că se greva foamei de 3 zile. 3 zile? Da, de 3 zile n-am gătat cu nimic. Deja am chemat să aducă și o vacă, că doar asta o terminăm. Le vi dau o vacă. La cât sunt eu? Trebuia trați, slați, procente, îi calculează oamenii. Nu, deci asta se întâmplă în Vama Siret. Pe unde mișto. Trebuie să vină camion? Netflix, sezonul 3. De, mi se pare ușor custurița așa. Nu, deci au tăiat mielul, întrebarea e al cui miel, dar nu ne mai luăm de la atâta. Ție ți-e par mișto manechinii pe care scrie corupția ucide și jos corupția și etc. Târnați de tractoare? Un plus cu fân îmbrăcați în tricouași, cu pantalonași? Să manechine cu corupția ucide pe tractoare? Da, pe tractoare agățați de nu știu ce băz de la tractor, în aer, așa. Un om îmbrăcat din fând, în ce-o fi el, manechin, gen, da, cum ar fi. O fi rămas recusat după urmea lui Dragnea, te-ai gândit da, la treaba asta? Da, și scrie pe el, jos corupția, corupția ucide pe altă parte, ceva, niște lozinci din alea pe vechi. Sunt, când crezi că i-au făcut pe ăștia? Când? De miercuri până vineri? Nu, astea sunt pregătite. Păi asta zic așa cum au fost, ai uitat de pălmițelele hashtag, galbe, ai uitat de hashtag îndrăznesc, tu n-ai îndrăznit la protestul. Eu n-am îndrăznit, nu? No. Păi îndrăzniți acum, mă. Dar tu ai uitat de hashtag. Ai vrut să se mărească salariile profesorilor care vă duc copiii cu capul în perete la testele naționale? Tu ai uitat de hashtag-ul toți pentru justiție, era cu pălmițele galbene? În timpul lui Dragnea, la ordonanța 13, da. Mari. A, palmele mari, nu? Era, da, dar nu mai țin minte. Da. Șocul vieții mele a fost când am găsit la mine în lift, în blocul undeva.